Corina Stratulat este alături de noi ca în fiecare zi de miercuri. Astăzi discutăm despre o chestiune interesantă. Întâi de toate, bună dimineața! Bună dimineața! Calități importante ale copilului, de ce ar trebui să îi calculăm vibrația interioară și mai apoi să vedem în funcție de ea unde se încadrează, pentru că a direcționa spre un alt făgaș un sufletel poate atrage mai târziu sau o formă de traumă sau cumva să-i degradăm acest potențial nativ. Să știi că foarte mulți părinți, fără intenție rea, își încadrează copilul într-un fel anume sau că seamănă cu bunicul, seamănă cu nu știu cine. E mult mai ușor să punem etichete decât să vedem de unde a pornit. Da, și nu facem acest mic efort să-l descoperim pe el așa cum este și nu neapărat să ne uităm doar la comportamentul în societate sau în familie, pentru că în lumea lui interioară pot fi multe alte calități. Nu ne ducem atât de departe, să spunem, traume sau chiar mici traume, ci neconcordanțe. Hai să... Uite, o să-ți dau un exemplu, deci am folosit chiar acest cuvânt. Nu vreau să-i speriem, dar vreau să-i facem curioși și să-și pună această intenție să-și descopere copilul mai mult decât văd. Avem data de naștere care ne oferă sute de informații. Pentru astăzi luăm vibrația interioară. Spuneam, este lumea interioară a copilului, lucruri pe care nu le vedem din prima, chiar trebuie să facem un efort să le descoperim. Și avem copii născuți într-o zi de 1, 10, 19 sau 28. Aici avem vibrația 1. Să știi că acești copii sunt foarte îndrăzneți, au foarte multă energie, sunt foarte rezistenți și pot fi de-a dreptul tupeiști. Da? Nu ne place neapărat tupeul lor, însă el este benefic pe termen lung, pentru că în viață chiar trebuie să ai tupeu și să ai curaj, să te descurci. Nu trebuie să le înfrânăm, practic, acest tupeu, această îndrăzneală și să-i lăsăm să și greșească, cât sunt mici, da? Să vadă riscurile și să vadă consecințele. Sunt energii, sunt acel pipăruș pătru, nu? De... Ei nu stau, ei inovează, hai și acolo și acolo, au multe idei, de-a dreptul te pot obosi, da? Ca și părinte, dar au nevoie de asta în viață și nu le înfrânăm. În schimb, la cei cu vibrație interioară 2, născuți pe 2, 11, 20 sau 29, cumva părinții au impresia că sunt mai moi, mai slabi sau, uite, o expresie destul de urâtă, papă lapte, dar nu e așa. Ei, într-adevăr, au o sensibilitate aparte, stau mai mult în lumea lor interioară, sunt mai introvertiți, însă, sau le spunem că sunt artiști, dar nu artist în sensul negativ, din păcate. Avem nevoie de ei așa cum sunt și nu le putem inhiba, practic, această sensibilitate. Și uite, de aici, la cei cu 2, chiar ușor ajungem la traume, pentru că să nu-l asculți, să nu-l las să plângă, să nu-l las să se vaite când are o situație, înseamnă să-i înfrânezi, de fapt, o calitate. Cei născuți pe 3, 12, 21 sau 30? Sunt cei mai curioși, cei care strică lucruri, strică jucării, tocmai ca să le recreeze. Ei vor să știe din toate, întotdeauna vor pune mâna peste tot, inclusiv în prize. Sunt cumva efervescenți, da? Ca o metaforă. Atrag foarte ușor succesul în viața lor, să știi, și regăsim multe genii cu vibrația interioară 3, tocmai din această curiozitate de nestăpânită a lor și, repet, nu le blocăm, pentru că, de fapt, e calitatea prin care ei vor avea succes. Da, le blocăm. Dacă noi vrem să dormim și am avut o săptămână grea, le blocăm. Că cât de curioși sunt ei. Asta e vibrație, cum să spun, e o predispoziție. Da. Da. Să... Sigur, vorbim de măsură, vorbim de limită, însă crede-mă că sunt și părinți care nu își dau seama că ei au nevoie să creeze ei lucruri, să picteze, să deseneze și din asta ei vor avea succes. 4, 13, 22, 31. Aici vorbim de constructorii, da? Ei nu se abțin niciodată din a nu construi cu mânuțele lor și e important să le luăm jocuri în care să-și folosească mâinile. Sunt destul de conservatori și destul de rigizi în anumite lucruri. Ce fac eu, fac bine, doar ce gândesc eu, doar ce construiesc eu e trainic. Da, da, vrea să fie ca el, da, spațiul lui, pătrățelul lui, însă în viitor ei pot fi foarte disciplinați și au nevoie, într-adevăr, ca în familie să fie disciplină. Cei de la 4. 5, 14, 23. Aici avem acei copii care au nevoie de libertate. Acum, sigur că și libertatea asta fără măsură poate să aducă multe riscuri, poate să-i ducă în diverse dependențe și nu vrem asta, da? Ei se aventurează foarte mult și au o dinamică, însă și ei sunt cumva dinamici, sunt creatori, sunt jucăuși și uite, foarte ușor pot avea succes în tot ce ține de joc, da? În sporturi, în activități în care ei simt că se joacă. Deci nu le putem înfrâna această libertate de gândire și non-conformitate. conformism, dar sigur că e nevoie și de o limită, da? Să nu se joace la extrem. 6, 15, 24. 24. Aici sunt acei copii foarte consecvenți în momentul în care au o direcție. Ei sunt și foarte grijuliți și un pic geloși în familie, mai ales când apare al doilea copil. Simt cumva că li se invadează spațiu. Sunt romantici și pun preț pe lucrurile acestea sensibile, dar sunt oportuniști. Uite, dacă vine vorba de bani, cu copiii care au vibrații interioare 6, trebuie să negociem la sânge. Ei trebuie să aibă pușculița, bugetul lor și vor identifica orice lucru din care se mai facă un bănuț. Exact așa era colegul Dani în grădiniță. Și nu mai este oportunist? Cred că mai este. Nu, oportunist în sensul bun. Adică vede oportunitatea de business, nu oportunistă. 7, 16, 25. 25. Sunt copii un pic mai agitați, mai detectivi și ei sunt curioși, uite cum sunt cei de la 3, dar ei tind și mai mult să analizeze, sunt destul de perfecționiști și nu le convine când cumva le spui ce să facă și cum să facă. Da? Țin să-și folosească propria viziune în a face lucrurile. Buni analiști, dacă îi îndreptăm către o carieră în care să fie analiști, sunt extraordinari. 8, 17 și 26, copiii născuți în aceste zile. Foarte ambițioși. Da. Îi vedem că ei fac legea în casă. În momentul în care apar, cumva totul se învârte în jurul lor. Greu de supus și poate fi o luptă, mai ales între, dacă avem un băiețel și tatăl, e o luptă destul de mare acolo, pentru că băiețelul va vrea el să fie liderul în casă și inclusiv pe tatăl va domina, pe mamă ușor o domină. Însă, chiar dacă îi supunem, da, îi încadrăm în niște lucruri, avem reguli, să le lăsăm totuși forța asta și ambiția de a răzbate și a rezista la orice presiune. Iar 9. La 9 avem copii cu o tendință către a fi foarte devotați, destul de idealiști și spunem deseori că sunt cu capul în nori și hai, coboară și tu pe aici printre noi. Ei visează, dar cumva din aceste vise pot să-și facă lucruri frumoase și să transforme. Ei nu lasă lucrurile așa cum sunt. Uite, dacă se duc într-o vizită, schimbă pe acolo, pe la acei oameni și tind către performanță. Cel mai ușor către performanță se duc cei cu 9, pentru că nu suportă mediocritatea, nu suportă superficialitatea. Tudor al meu e 9 și de-aia schimbă. Și va vrea mașini foarte scumpe. Dacă nu ți-a spus, să-ți spun eu acum, nu o să se mulțumească cu, eu știu, o mașină... Am trecut pe motoare. Mi-a zis Dani, după ce l-am luat, mi-a zis că la 2 ani trebuie să fac o altă investiție. Zilnic descoperă potențialul meu și al copilului. Ce e asta? Asta să fie intenția cu care pornim. Să nu cred că gata, știu totul despre mine sau despre el, pentru că nu este așa. În fiecare zi descoperim noi tendințe, noi feluri de a aborda lucrurile și să rămânem cu această curiozitate de copil. E un îndemn pentru toți. Și să reușim să nu îi încadrăm în șabloane. Mulțumim tare mult, Corina Stratulat, de găsit pe Facebook, pe Instagram și pe corinastratulat.ro. Miercuri au găsit doar la Neatza. Mulțumim tare mult.